astăzi vă prezint o prezină, nu știu cum se spune în română. Este un ghiveci cu un cactus. Aici are un buzunar ca să putem băga mâna mai ușor să luăm oalele fierbinți de pe foc și este depus în bucătărie pentru decorații. Ghiveciul am început de jos pe un rând de piciorușii scurte și apoi m-am ridicat circular. Am înmulțit 5 rânduri, apoi am mers drept. Aici am folosit piciorușii înalti și am luat doar o buclă, încă unul și apoi piciorușii scurte. Apoi separat am lucrat acest cactus frumos. Am cusut la urmă cu aceste puncte și o floricică. Acum hai să lucrăm pas cu pas. Am acest fir gros, un croșet de 3 jumate și voi începe așa. Scot o buclă, încă a doilea ochi de lanț, mă întorc înapoi în prima buclă și scot o buclă și încă una. Acum le scot pe amândouă și mă întorc înapoi și voi găsi două bucle aici. Ok? Scot o buclă, încă una și acum cele două. Mă întorc înapoi, scot o buclă, încă una și apoi cele două. Am făcut 15 piciorușii și acum fac un ochi de lanț, întorc lucru și iau o singură buclă din cele două și încep să le lucrez pe acestea, doar o singură buclă și fac piciorușe scurte. Am ajuns la capăt și fac și pe acest ultim picioruș. Întorc lucru și o să-mi iau și acest fir ca să pot să-l prind aici pe bucla cealaltă care nu am lucrat-o. Ok? Deci îmi ascund capătul aici, să-l prind și fac aici piciorușe scurte. Deci prind acea buclă rămasă de la partea cealaltă. Continui așa. Am ajuns la capăt și acum am obținut 3 coaste, cum să le zic, 3 linii. Și o să închid rândul
pe partea asta. Aici închid rândul. Pun piciorul și alunecat. Și acum fac din nou un ochi de lanț. Tot aici mai fac un picioruș scurt și în următorul o să fac două piciorușe scurte, pentru că avem nevoie să înmulțim, să facem, să plecăm un pic evazat. Aici facem piciorușe normale, scurte. Continuăm. Am ajuns în partea aceasta. Iar aici, din nou, voi face o mulțire. Da? Și continui rândul. Am ajuns la sfârșitul rândului, pentru că am mers circular și din nou voi închide cu un picioruș alunecat și fac un ochi de lanț ca să mă ridic. Deci noi vom face acum, vom lucra circular. Și la fiecare rând, pe laterale, doar pe laterale, mulțim câte un picioruș scurt. Am continuat să lucrez doar piciorușii scurte. Pe 5 rânduri am înmulțit câte un picioruș pe lateral. Încă 5 rânduri am mers drept. Da? Și a ieșit așa. Acum, haideți să facem picioruși înalti. Mă ridic cu două ochiuri de lanț, dau după croșet și în același loc voi lua doar o buclă, bucla din spate. Dau după croșet și iau doar bucla din spate, asta din față o să rămână ca model. Ok? Deci, dau după croșet, iau bucla din spate, scot și acum scot totodată. Uitați cum iese marginea. Continui așa. Am ajuns la capăt. Uitați ce frumos iese această costiță. Și pe spate, în afară de aceste două costiții, două V-uri care sunt deasupra aici, mai este un fir, o costiță.